ești parte a acestui oraș. Ești cetățean și fie că o știi, fie că nu, ai interese publice. Audiența publică este momentul în care participi la dezbaterea zilnică a unor teme sociale. Poți fi consiliat în problemele tale și poți să interacționezi cu noi la telefon 037 110 1000 sau scrie-ne pe Facebook, internet sau pe Android cu aplicația gratuită Unirea FM. Audiența publică, de luni până vineri, după jurnalul de știri de la ora 14, în direct și în reluare seara de la 8 și un sfert și sâmbăta și duminica dimineața de la ora 8. Bună ziua, bine v-am găsit, sunt Silvia Surugiu și astăzi alături de mine în studioul Unirea FM domnul Lucian Dragoș Bogdan, scriitor SF, întors de curând de la Suceava la sfârșitul săptămânii trecute, în perioada 18-20 septembrie, a avut loc Convenția Națională de SF, unde a reușit să obțină premiul pentru povestire, cea mai bună povestire, Dincolo de Orizont. Am făcut prea multă introducere, înainte de toate, bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să vă avem astăzi alături în studioul Unire FM. Am mai găzduit și alți poeți și scriitori, dar este un gen aparte, științifico-fantasticul în literatură. Este ceva ce prinde conturi din ce în ce mai mult, să spunem, pentru generațiile tinere și, din câte înțeleg, o provocare și pentru scriitorii din Alba Iulia. Poate ne faceți o scurtă prezentare a dumneavoastră personală, pentru că sunteți din Alba Iulia, mă gândesc că sunt mulți dintre ascultătorii noștri care poate vă cunosc, dar să vă cunoască mai bine, să știe câteva lucruri poate mai puțin cunoscute. M-am născut într-adevăr în Alba Iulia, am și crescut aici, în afară de perioada facultății făcute la Cluj, în rest am stat tot în Alba Iulia. Pasiunea pentru literatură o am de mic, citit în primă fază, ulterior am ajuns și la scris și literatura științifico-fantastică m-a atras de la început prin cărțile lui Jules Verne în primă fază, apoi prin colecția de povestiri științifico-fantastice, seria aceea veche apărută în anii 50, 60, 70, pe care o cumpăraseră părinții mei în adolescența lor. Am început să scriu prin anii 90. Prima povestire că am scris-o prin 1987 pentru Almanacul Copilor și a fost menționată la poșta redacției. Poate că dacă n-ar fi fost menționată, nu m-aș fi gândit să continui să mai scriu. A fost un involt, îmi imaginez. Da, așa este, așa este. Apoi, în anii 90, am publicat câteva povestiri în ziare locale și în reviste de gen. A urmat o perioadă de pauză. Apoi, în 2002, am început iarăși să public în mediul online, deja exista un site, Sfera Online, pe care se publicau povestiri SF. În 2004 am lansat două volume de povestiri la editura Omnibooks de la Satu Mare, editura lui Horia Nicola Ursu. Ulterior, în 2006 am scos și un roman SF, după care a urmat o perioadă de pauză ca să dau din casă, cum se zice, am sperat că după ce am scos trei cărți, dintr-o dată sunt mare și tare și am constatat că nu sunt. Da, e, cred. Și a urmat o perioadă în care am stat un picuț să văd, bun, ce vreau exact la literatură, ce vreau să fie. Cum a spus și dumneavoastră, sunt anumite dificultăți în partea de a promova cultura, de a promova partea de lectură. Iar din 2013 am revenit pe baricade, să zic așa, cu povestiri publicate în reviste online, publicate cu regularitate deja de 2 ani de zile. Un roman a apărut anul trecut, care și el a fost finalist la premiile RomCon. Încă unul în curs de apariție în toamna aceasta și câteva în pregătire pentru anul viitor. Da, eu o să spun și titluri aici. E vorba despre volumul apărut anul trecut, Vraciul de pe norul interior. A fost lansat la Târgul de Carte de la Alba Iulia și poate că o parte din ascultătorii noștri au volumul acesta. S-ar putea, mai dintre licee, am fost în câteva licee și am discutat cu ei și s-ar putea unul dintre ei să-l aibă într-adevăr. Da, vorbim despre SF, tocmai. Este, cum spuneam, un gen aparte. Poate ne spuneți câteva lucruri și despre acest lucru. Cum se scrie un roman de acest fel, o povestire de acest fel? Ce înseamnă o intrigă SF? Sau ce are deosebit de un roman clasic, să spunem?
Legat de scris, există unii scriitori care sunt foarte meticuloși, Florin Pâtea, de exemplu, care își face fișe pentru personaje, pentru acțiune. Eu nu sunt chiar așa, am o idee în general despre ce vreau să scriu și acțiunea se dezvoltă progresiv. Are și un avantaj, pentru că uneori o ia în direcții neașteptate, dar și un dezavantaj, că uneori se poate să fie nevoie să revin să rescriu, pentru că direcția s-a schimbat atât de radical încât trebuie să revin. Sunt povestiri care mie, să zic, din prima și mi-au nevoie doar de câteva șlefuiri. Sunt altele care au nevoie de mai mult, să mă plec mai mult asupra lor. Aici am avantajul că soția mea este un critic foarte nemilos. Citește întotdeauna și mi-a atras atenția asupra tuturor problemelor. Tendința mea este să mă concentrez pe ideea SF pe care vreau să o exprim și uneori să las deoparte personaje, să devină doar niște elemente secundare în narațiune sau alte aspecte și întotdeauna atrage atenția să revin asupra lor și să fac proza cât mai completă. Romanul, într-adevăr, este mai complex. Dacă într-o povestire ai câteva pagini în care să rezolve o acțiune, în roman întinderea este mai mare și apare riscul la un moment dat acțiunea să scadă ca și intensitatea, apoi să crească, să fie inconstant. Dar mie mi se pare că nu e chiar atât de dificil. Ce mi-a foarte mult partea de documentare, pentru că scriind SF pun accentul totuși și pe latura științifică și am nevoie de documentare. Și partea de a-mi imagina tot felul de lumi, ființe, situații care nu există în realitate. Mari, să spunem, scriitori sau poeți abordează niște teme cumva, tema copilăriei, devenirii, au dragoste eternă, mai știu eu, nemurire și așa mai departe. Sunt aceleași teme care pot fi abordate și într-un roman SF cu această adăugire, să spunem, o parte în care lucrurile sunt chiar născute din imaginație? Da. Tema copilăriei chiar a fost abordată într-un roman apărut anul trecut, Vegetal, de Dănuț Ungureanu și Marian Truță, care a fost și el nominalizat la premiul de Roncon, și care este un roman care îmbină extraordinar științifico-fantastic, mă rog, mai mult către realism magic și cu caracteristicile tradițiilor românești. Este extraordinar și recomand tuturor. Da, se poate găsi orice teme și probabil oricum că fiecare scriitor pune în ceea ce scrie o parte din el. Cei care mă cunosc și au citit romanul Vraciu de pe norul interior mi-au spus, da, am găsit acolo, te-am găsit pe tine acolo, am găsit ideile tale, lucrurile pe care le susțin în mod normal și felul tău de a fi. Titlul este incitant, Vraciul de pe norul interior. Eu recunosc că nu am lecturat acest roman și poate că ne spuneți câteva cuvinte despre el. Are, nu știu, ceva de a face cu magic, din ceea ce reușesc eu să intuiesc, poate greșit, și poate și cu un pic de autoanaliză, de introspecție, vorbind aici de interior, cuvântul acesta prezent în titlu? Nu. Vedeți? Nu. Titlul a venit ca un fel de, și titlul romanului și titlurile capitolelor sunt un omagiu adus unei scriitoare SF care îmi place foarte mult, Ursula K. Le Guin. Și atât titlul romanului cât și titlurile capitolelor oglindesc titlurile anumitor cărți de ale ei. Are un roman Pescarul de pe Marea Interioară și de acolo a apărut Vraciul de pe norul interior, care este o ființă care trăiește în spațiu. Romanul începe ca un fantasy, continuă apoi ca un SF cu călătorii spațiale, cu descoperiri științifice, ajunge inclusiv la modul de creare a unei stele, în care, de fapt, în norul interior acelei protostele trăiește respectivul vraci. Dar am păstrat așa o combinație între o latură oarecum poetică, pe care o dă numele respectiv, și partea de știință. Tocmai pentru că de multe persoane se sperie când aud SF, se gândesc la ceva foarte tehnic și poate de aceea dau înapoi. Eu cred că în romanul meu am reușit să arăt că nu este o barieră așa de mare între științificul fantastic și literatura generală, chiar partea poetică a literaturii. Da. Cum spuneam, e intrigant și ceea ce e cel mai frumos, nu putem face o analiză pe text doar așa privind un titlu. Deci avem de câștigat dacă deschidem de adevărat la cartea. Cu toate acestea ați scris și ați lansat și un alt volum de factură polițistă, Pânza de Păianjen. Ați spus despre acesta că este o altă provocare. Da. Eu, precum am spus și mai devreme, ador genul SF. Pentru mine, literatura înseamnă SF.
dar și automat când scriu ceva, scriu în ideea de a fi o povestire științifică fantastică. Dar la provocarea lansată de editor, editorul care a scos și Vreau pe norul interior și care este un scriitor și promotor al literaturii polițiste, am acceptat și această provocare, destul de dificilă pentru mine, pentru că nu am înclinații foarte mari către literatura polițistă, dar consider că un scriitor trebuie să scrie. Până la urmă, rolul este să scrie. Și să, dacă învăț să scriu un roman polițist, mă poate ajuta ulterior și să realizez o intrigă mult mai solidă la un roman de SFL, eventual. Da, este clar că până la urmă exercițiul scrisului contează, mă gândesc eu, exact. Și cumva să-ți forțezi limitele probabil sau să mergi în afara spațiului tău de confort, cum folosesc americanii, să ieși din spațiul acela în care te simți confortabil, bineînțeles vorbind de gândire, intimitate și așa mai departe, cred că ajută. Păi ajută și de exemplu... genurile se pot combina. Romanul cu care am ajuns în finală la premiul Roncon și care a și câștigat premiul Roncon, Atavic de Liviu Surugiu, este o combinație de science fiction cu thriller religios. Deci se pot combina foarte bine și să dea un rezultat care să câștige un premiu. Da, este adevărat. Cumva, faptul că științifico-fantastic este un gen atât de permisiv, tocmai trece granițele și imaginarului și așa mai departe, este deja un atu, mă gândesc eu, și aici merg foarte bine aceste combinații și poate iese un lucru deosebit. Păi da, practic un roman științifico-fantastic conține tot ce conține alt roman din alt gen, numai că mai poate pune și o, să zic, cireașă de pe tort, o latură științifico-fantastică, dar în rest, în spatele ei trebuie să existe niște personaje, o intrigă, niște relații între personajele respective, chiar și partea de dragoste, și asta fac romanul credibil. Dacă ar fi doar partea SF, romanul respectiv ar rămâne mai mult o schiță. Da, ați menționat totuși că înseamnă și foarte multă documentare de genul acesta, de tip științific. Vorbind aici, mă gândesc la parte tehnică și vorbind, nu știu, de unde vă interesați, unde căutați, ce anume? Vă interesează motoare, depinde, procese chimice, mai știu eu? Depinde de povestirea sau romanul respectiv. Am norocul că am citit foarte mult în copilărie și în adolescență și am idee despre mai multe lucruri și atunci știu unde să caut măcar. La ora actuală internetul este un instrument foarte util pentru a găsi detalii. De exemplu, pentru un nou roman care se petrece în același univers ca și Viaciu de pe norul interior și pe care l-am terminat săptămâna trecută, acțiunea se petrece pe o planetă în care în locul oxigenului se găsește sulf ca element principal. Cunoștințele mele de chimie sunt destul de slabe, ca atare am apelat la ajutorul unui prieten care este chimist în Germania și împreună cu care, după mează întreagă, am stat să ne imaginăm soluție. Să ne imaginăm cum ar putea da să funcționeze un mediu ca să fie realist. Pentru că, din punctul meu de vedere, SF-ul trebuie să ducă și știința un picuț mai departe, să speculeze partea științifică. Dacă stăm să ne uităm tot ce folosim în ziua de astăzi, iPhone-uri, plăceam internet, erau acum de 20 SF. De ani erau de domeniul SF și SF-ul practic le-a dus în discuție. Este adevărat, cineva și le-a imaginat și noi ne-am dat seama că putem să le facem. Exact, până exact, la urmă. Exact. Bineînțeles, tot oameni care au pregătire exact. Tehnică. Dar se pare că totul pornește cumva de la idei și cuvinte. Da. Este nevoie de o pregătire și, să spunem, de genul acesta? Trebuie să... ați spus că ați terminat o facultate la Cluj, ați terminat filologie? Științe economice și în liceu am fost la profil de matematică fizică. Iar ulterior am lucrat în diverse domenii care nu neapărat au fost în aceeași arie. Bine, e clar că sunt persoane care nu au deloc înclinații tehnice pentru ele, evident le va fi dificil, chiar dacă citesc o explicație științifică, să își dea seama cum pot să o folosească într-un text. În cazul meu, din fericire, așa am cât de cât habar și reușesc să culeg informații suficiente cât să-mi fie de ajuns pentru a da un... Că până la urmă folosesc aceste informații nu ca să fac o carte ermetică, să nu înțeleagă nimic cititorul, ci doar ca să dau o anumită doză de credibilitate, să pară mai solidă. Cadrul cronat să fie un picuț mai solid. Da,
e normal că în felul acesta, dar oricum, în cazul dumneavoastră, totul pornește practic de la a citi în copilărie. Da, și acum. Da, de acolo. Ați menționat mai mulți oameni care v-au ajutat. E bine să ai și prieteni care să știe diverse lucruri, nu? Chimie și altele care sunt importante. De exemplu, pe cărțile SF ale autorilor străini, o pagină sau două, la început sau la sfârșit, sunt dedicate celor care i-au ajutat pentru anumite pasaje din respectivele cărți. Acum la un alt roman la care lucrez, am apelat la ajutorul unei persoane care lucrează în armată pentru a imagina strategia pentru bătălie. Da, aș putea sunt să scriu și consultanți. Eu. Consultanți. Da, consultanți. Aș putea să o imaginez și eu, dar automat n-ar căpăta doza de realism pe care o are în momentul în care discuți cu cineva care chiar are pregătire în domeniul respectiv și care îți poate spune asta merge, asta nu merge, acolo este credibil, aici este o chestie copilăroasă ce ai gândit tu, mai știu eu ce... Cine cu cine și cum să se lupte, nu s-ar putea face așa ceva și este nevoie de consultanți. Aici noi românii avem, din păcate, un mic dezavantaj, avem tendința să considerăm că noi trebuie să le știm pe toate. Nu. Trebuie să știm la cine să apelăm ca să ne ajute și noi să punem totul la un loc să iasă un text de calitate și, bineînțeles, urmează acea pagină de mulțumiri în care menționăm persoanele care ne-au ajutat la respectivul proiect. Și pentru că ați menționat partea aceasta, să zicem, editorialistică de publicarea unui roman, este destul de dificil. Mediul online a spus că acum este foarte activ și știm în toate domeniile literare, dar să te afirmi și să vinzi un volum de orice fel, până la urmă, ține și de partea asta de editură și de partea de promovare. Trebuie, cred eu, să-ți și asumi faptul că ai devenit scriitor și să participi poate la lansări de carte, credeți că totuși oamenii, cei care frecventează, să spunem, o bibliotecă, o librărie, un târg de carte, vor întâlnirile acestea cu scriitorii, sunt interesați de o discuție față în față, e ușor să te promovezi acum în modul acesta direct? De ușor este ușor, depinde de firea omului. Eu sunt genul mai timid un picuț, mi-a fost destul de greu și încă mi-este dificil să-mi asum rolul de, să zic, persoană publică în acest sens și de multe ori mă gândesc, bun, poate cel din fața mea nu e interesat de ceea ce scriu eu, nu e interesat că eu scriu. Surpriza a fost să constat că sunt oameni interesați și tocmai există oameni care de-abia așteaptă să vină să discute cu un scriitor. Chiar și la întâlnirea aceasta de la Suceava, la RomCon, au fost fani, persoane care nu scriu, nu sunt nici editori, nici redactori, au venit pur și simplu ca să stea alături de scriitorii pe care ei îi citesc și ale căror cărți le sunt pe plac. Da. Atunci mai multe evenimente poate că nu ar strica. Exact. Și nu, de genul ăsta de promovare. Și să ne apropiem de tineri, pentru că tinerii citesc în pofida impresiei pe care avem că ei nu mai citești, nu mai interesează nimic decât jocuri pe calculator sau mai știu eu ce distracție, ei citesc totuși. Vreau să vă aduc cumva în atenție. Și faptul acesta, de multe ori, cărțile SF se transformă în filme, se transformă în jocuri de calculator. Așa este. Și atunci cred că sunt publicul țintă cel mai la îndemână, tinerii. Așa este. Aveți Așa este. De, nu știu, în perspectivă, să spunem, unul dintre romanele pe care, o povestire pe care ați scris-o, romanul pe care l-ați scris, poate fi ecranizat, să spunem, sau poate fi transformat ușor într-un joc? M-aș simți onorat dacă cineva care se ocupă de partea de film sau de jocuri ar considera vreun dintre textele mele interesant pentru așa ceva. De putut se poate, într-adevăr, numai că piața românească pe acest domeniu încă este la început, nu este foarte dezvoltată. Dar eu cred că se poate și cred că se va merge în direcția respectivă, pentru că aceasta este direcția și dincolo în Occident și cred că încet, încet și la noi va ajunge și producția de filme, de jocuri să fie tot mai mare și să fie făcută pe producția literară autohtonă. Și m-aș bucura dacă printre ele se va regăsi și un text de-al meu. Da, este, cine știe, un plan de viitor și vă urez succes. Mulțumesc! Să aveți ocazia să întâlniți oamenii potriviți pentru punerea, să spunem, acestui plan în aplicare. Dar vorbind despre acest lucru, într-adevăr, până la urmă, în momentul acesta, generația tânără consumă foarte mult. Mai mult fantasy, poate a spune eu, consumă filmele de
trilogie, adevărate trilogie, Stăpânul Inelelor, Harry Potter este și el acolo și sunt, au fost de altfel și cărțile poate cele mai citite în ultima perioadă de copii, îmi spunea cei de la Biblioteca Județeană, în fiecare vară cam asta citesc copiii, fantasy. Da, și mă rog, mai sunt și Jocurile Foamei, care nu sunt chiar fantasy și care iară sunt o literatură pe care am întâlnit-o la toți elevii cu care am discutat și care citesc. Deci, este și fantasy și... Dar aici, de exemplu, ce mi-a plăcut mie la o profesoară din Alba Iulia, doamna Ordica Chira, de la Universitatea 1 decembrie, ea are o abordare foarte, foarte frumoasă. Merge întâi către adolescenți să vadă ce citesc ei, să citească și domnia sa ce citesc ei, să discute și apoi încearcă să-i atragă către literatura cealaltă. Poate așa ar trebui să facem, să facem întâi pasul către adolescență, în ce vor ei să citească și apoi s-ar putea să avem surpriza că după ce le arătăm atenția și respectul cuvenit pentru ei și pentru ceea ce citesc ei, nu să spunem, a, aia nu-i bună, e o porcărie. Din potrivă, să le arătăm respectul în ceea ce citesc, s-ar putea să avem surpriza să vedem că vin și citesc și ceea ce considerăm noi, să zicem, între ghilimele, literatură serioasă. Deși aici, pe urmă, că SF-ul în general după aia consideră literatură serioasă, nici în linia scriitorilor, dar... Eu cred că asta poate să fie abordare, să ne apropiem mult mai mult de către generația tânără de adolescenți. Ați menționat că ați avut întâlniri în Alba Iulia cu mai mulți adolescenți, cu mai mulți tineri. Tocmai ați pornit, nu știu, ați primit de la ei idei? V-au dat și idei de scris? Încă nu, am fost prea timorat și ei și eu deocamdată la întâlniri, dar sper ca pe viitor să se întâmple și asta, pentru că ei sunt un izvor nesecat de idei și tocmai că ar fi interesant să aflu ce le-ar plăcea lor să citească ca să știu ce să scriu. Da, aici ar fi, da, mai ușor, cred eu, ar da un pont. Da. Oricum, dumneavoastră, din ce i-ați întrebat, ce citesc? Ce am spus și mai devreme, Jocurile Foamei, ce a spus și dumneavoastră cu Săpânul Inelelor, Harry Potter, dar citesc și literatură psihologică, literatură... polițistă, literatură de dragoste, din clasic citesc în continuare, deci nu, n-a murit pasiunea pentru a citi, nu a murit. Și s-ar putea să nu mor niciodată, s-ar putea doar să se transforme, să treacă către mediul virtual către care tindem încet, încet, chiar dacă nu vom mai fi carte efectiv cum o știm noi, dar să nu uităm că au apărut mai multe audiobook-uri care se pot asculta în timp ce mergem cu mașina, în timp ce stăm acasă. Nu moare cartea, doar poate că se transformă modul în care este prezentat cititorilor. Da, se poate întâmpla și acest lucru, dar eu aș considera un păcat, pentru că e cel mai frumos lucru sau cel mai relaxant să stai cu o carte deschisă. Nu știu, și pentru mine, acum sunt acele e-book-urile care au aceeași... Exact, da. Arată la fel, se pot citi la fel de simplu ca și o carte. Și eu prefer cititul dintr-o carte clasică, dar... am văzut la tineri, pentru ei nu mai constituie un impediment că este carte, că este pe ecranul calculatorului. Da, este adevărat. Ei oricum sunt deja formați, exact. Și stau mult mai mult, petrec mult timp în fața calculatorului, mult mai mult decât petreceam noi în momentul în care eram copii, tineri, adolescenți. Nu avem foarte mult timp, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar eu vreau să vă întreb, ați menționat că doriți și intenționați să mai scoateți și anul acesta un roman, să lansați. Ați menționat un roman pe care l-ați încheiat săptămâna trecută sau săptămâna aceasta. Este același? E cel pe care vreți să-l lansați? Nu. La ora actuală am în lucru 3 romane, vreo 5 povestiri. Un roman se poate lucra în modul acesta? Da, dar să nu întrebați pe soția mea acum, că s-ar putea să nu îi placă să răspundă. Da, eu dedic în fiecare zi mult timp scrisului, încerc să scriu cât mai mult în fiecare zi. Am un roman care o să apară în toamna aceasta, scris în colaborare cu Teodora Mateu, scriitoare din Ploiești, Omul Fluturei se numește, un roman SF. Am un lucru și o nouă provocare, un roman de dragoste, sper să duc la bun sfârșit, și mai am niște romane SF, ori încheia cel de săptămâna trecută, de care v-am spus, sau altele în lucru, care sper să strânească interesul editorilor și să apară anul viitor, peste 2 ani, în continuare. Eu îmi văd de scris, încerc să scriu cât mai mult și în materie de povestiri și de romane și sper să găsesc și deschidere din partea editorilor și ulterior a cititorilor. Pentru că dacă cititorii nu o să citească, automat nici editorii nu o să mai investească în mine, o să considere că nu merită să facă așa ceva. Da, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi. Eu sper să aveți mult noroc, mult forță pentru a duce la bun sfârșit toate proiectele începute și să avem ocazia să ne întâlnim și la următoarea lansare.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru această discuție și m-aș bucura și o să ne întâlnim pe viitor și aici și într-un cadru cât mai larg la Târgul de Carte și să nu uităm Târgul de Carte pe care organizează Biblioteca Județeană în fiecare an și care este un prilej foarte bun de a ne întâlni între noi și de a citi. Dialogă, clar. Exact. Mulțumesc pentru prezență și le spun ascultătorilor noștri, rămâneți cu Unirea FM. Ești parte a acestui oraș, ești cetățean și fie că o știi, fie că nu, ai interese publice. Audiența publică este momentul în care participi la dezbaterea zilnică a unor teme sociale. Poți fi consiliat în problemele tale și poți să interacționezi cu noi la telefon 037 110 1000 sau scrie-ne pe Facebook, internet sau pe Android cu aplicația gratuită Unirea FM. Audiența publică, de luni până vineri, după jurnalul de știri de la ora 14, în direct și în reluare seara de la 8:15. Și sâmbăta și duminica dimineața de la ora 8:00.